Mai multe grupări infracționale au fost destructurate de polițiști. Suspecții cumpărau mașini din Olanda, din Germania, din Franța și din Spania și le vindeau la noi în țară. Numai că veniturile nu erau înregistrate la contabilitate. În acest fel, samsarii nu plăteau nicio taxă către bugetul de stat. Potrivit procurorilor, prejudiciul se ridică la 20 de milioane de euro. Grupările infracționale au acționat nestingherite timp de mai bine de 3 ani. Samsarii controlau mai multe societăți comerciale care se ocupă cu vânzarea de mașini. 31 de persoane vor fi duse la audieri pe baza dosarului de evaziune fiscală.